de ce ea are nevoie să audă de la tine că tu o iubești și are și pretenția să-i dai definiția iubirii care să o mulțumească pe ea? Că tu dacă vii cu o definiție a iubirii, la modul cum percep tu iubirea și nu pică pe ceea ce are ea în cap ca și definiția iubirii, se supără. Eu cred că fiecare om trebuie să accepte definiția de iubire a partenerului, care poate să fie diferită. Așa iubește el, ba, acceptă. Și iubirea, vezi tu, diferă de la o vârstă la alta și de asta eu încerc să îndrum oamenii în a nu fi fixiști. Eu niciodată am principii, nu calc, nu fac. Niciodată, să nu spui niciodată. De ce? Pentru că experiențele vieții întotdeauna, cum să zic, ne schimbă de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, de la o lună la alta, de la un an la alt an. De ce? Pentru că așa e normal, să evoluăm. Atunci când aveam 18 ani sau 20 de ani, Adi, ce este iubirea pentru tine? Ce înseamnă? Dă-mi o definiție a iubirii. Probabil aș fi spus ceea ce vor majoritatea să audă și aș fi spus așa, la modul iubirea. Păi iubirea înseamnă dragoste, să-ți bată inima, să simți fluturi în stomac, să deschizi ochii și să vă iubiți, să faci dragoste, să-i atingi cu buzele trupul, privirea, să tremuri cu gândul că o vei vedea. La 25 de ani am început să-mi schimb mentalitatea, la 30 de ani la fel și abia pe la 35 de ani acum pot decide ce merit eu într-adevăr, ce se pupă cu ceea ce îmi doresc eu. Dacă mă întreb la 35 de ani, voi spune că iubirea în niciun caz nu este faptul că ai acea dorință de a o săruta, de a o strânge în brațe, de a face dragoste, de a fi cu gândul non-stop la ea, aceea nu este iubire. Aia înseamnă că ești îndrăgostit. Iubirea este aceea ce rămâne după momentul în care ai fost îndrăgostit. Aia este definiția iubirii. Respectul, să ai grijă de persoana respectivă, să-i oferi stabilitate, să o protejezi, să existe comunicare și un ambient plăcut, un ambient unde amândoi să vă acceptați, să puteți merge spre o relație de durată. Aia este iubirea. Nu fluturi în stomac, nu faptul că vrei să faci dragoste, să vrei... Aia nu este iubirea, aia înseamnă că tu ești îndrăgostit și va ține o perioadă relativ scurtă pe lângă iubire. Iubirea este cea care dăinuie tot restul vieții. Cum? Și de unde pleacă? De la faptul că ai fost îndrăgostit. Iubirea. Nu există nicio definiție clară a ceea ce ar trebui să însemne iubirea. Iubirea, dacă mă întreb pe mine, este un cuvânt. Așa denumim noi iubire, așa cum spunem, nu știu, cană, telefon. În sine este un cuvânt, un termen pe care îl folosim ca să ne putem înțelege. Oamenii de regulă își pun așteptări și caută definiții fixe ce e iubire. La urmă, ce e iubirea? Câți dintre voi considerați că există o definiție fixă a iubirii? Dacă luăm acum 10 oameni sau 100 de oameni sau 1000 de oameni, eu vă garantez că vom primi răspunsuri diferite de la fiecare individ în parte. De ce? Nu poți să ai pretenția niciodată sau să-ți pui așteptări ca persoana de lângă tine să perceapă iubirea așa cum o percepi și tu. Greșeala oamenilor este că se gândesc prea mult la ei. Tu, de exemplu, sau eu, nu? Îți spun cum gândeam eu la 20 de ani, 25. Bă, îmi doresc o femeie să fie harnică, să-mi aranjeze șosetele la șosete, chiloții la chiloți, harnică, aspirator tot timpul, nu lasă vase, când ies pe undeva cu ea nu se uită după altul. Eu am deja creată. Asta ce înseamnă? Deja am așteptări, nu? Niște așteptări. Și eu întâlnesc pe, dau un exemplu, Ioana. Și mă mut cu Ioana. Și cel mai bine vezi persoana de lângă tine când stai cu ea. Și văd că nu-mi lasă șosetele așa. Și mai văd și două căni rămase dimineața. Deja, cum să zic, așteptările mele încep să se zdruncine, știi? Văd că, nu știu, am o ieșire, mergem la un botez sau la o nuntă, că aici apar căcaturile astea. Și mi se pare mie că s-a uitat pe unul. Poate să mi se pară, repet, că gelozia este o boală, știi? Păi uite, de aici apar certuri, discuții și așa mai departe. De ce? Pentru că ne punem așteptări, noi ne gândim și suntem egoiști doar la cum am vrea noi să fie, fără să te pui în locul persoanei respective. Iubirea asta înseamnă să-ți accepți persoana respectivă, să o înțelegi, ea să te înțeleagă, să ne acceptăm defectele reciproc și să ne putem mula. Adică tu când ajungi acasă să te simți ca și cum ai fi tu singur în casă. Știi? Să ai acel sentiment, să nu stai încordat sau pentru că deja acolo sunt probleme. Dacă ai reușit să-ți găsești acea femeie care să se muleze pe dorințele tale, acolo va fi o relație de durată.
Iubirea diferă de la om la om, percepția asupra vieții diferă de la om la om. Ca și un bucătar, din 10 bucătari, fiecare gătește într-un mod diferit, fiecare iubește într-un mod diferit. Fotbaliștii sunt diferiți, fiecare, deși la bază ei au fotbalul, driblează diferit. Au acea chestie care ne diferențiază. Sunt oameni care au avut vieți grele, clar ei și-au format o definiție a iubirii diferită față de cea a unuia care a trăit în lux și a primit totul de mic copil. Din punctul meu de vedere sunt două categorii de oameni. Sunt cei care caută să-și exprime iubirea verbal, așa simte ei nevoia, un exces în a spune te iubesc. Și cealaltă categorie sunt cei care arată prin fapte, prin protecție, așa cum sunt eu. Iubirea trebuie să însemne viață. Aprecierea naturii, aprecierea familiei, aprecierea partenerului, a copiilor. Iubirea trebuie să însemne ce faci tu. Iubirea trebuie să-ți dea puterea să poți oferi valoare în jurul tău, atât în societate, cât și în familia ta, în anturajul tău și în ce vrei tu. Iubirea trebuie să însemne frumos. Eu întotdeauna am analizat tot în jurul meu. Iubirea este realmente, eu așa, ca metaforic vorbind, eu o compar cu un tic. Un fumător care este dependent de gest, de absolut tot ce ține de fumat, cam așa este iubirea. Și când spun asta, mă refer la acel fumător care, de când a deschis ochii dimineața, primul lucru, primul gând al lui este să fumeze, da? Să aprindă o țigară. Ani de zile după ce faci lucrul acesta zilnic, îți dai seama că te-ai obișnuit, nu? Ești dependent, ești obișnuit. Ești, de exemplu, dacă eu sunt fumător, fumez de ani de zile, și mâine vine unul dimineață și îmi zice, gata, prietene, s-a terminat cu fumatul. Deja e un șoc, crede-mă, e șoc că m-am mai lăsat de fumat și așa percep primele zile. Orice faci, după ce termin, să zic că muncești, primul gând este dus să fumezi. Deci e foarte greu și revin. Și pe mine nu mă mai lasă să fumez. Deja gata, șoc, mă gândesc non-stop la fumat, sufăr, deci treci prin niște chestii foarte urâte. Treci o zi, trec două, o săptămână, foarte greu, ți-e gândul numai la țigară. Treci o lună, trec două, trei, deja cu trecerea timpului scade durerea aceasta și gândurile încep să scadă și dorința aceasta pentru fumat. După un an de zile deja încep să fii vindecat. De aici se și deduce faptul că timpul vindecă orice, orice, atâta timp cât permiți asta. La fel este și cu iubirea. Dacă tu treci cu o persoană de 6 ani de zile, de 8 ani de zile, practic acea persoană a devenit o parte din tine. Dacă stăm să definim iubirea, practic acea persoană a devenit un membru de familie. Dacă de mâine cineva ți-a luat persoana respectivă de lângă tine, primele zile ești în stare de șoc, precum și cu țigara. Pentru că tu erai obișnuit când deschideai ochii să vezi persoana respectivă, să bei cafeaua cu persoana respectivă, să faceți lucruri împreună, nu știu, să faceți duș împreună, să o speli tu pe spate, ea să te spele pe spate, sau, știi? Dependență, obișnuință, asta se cheamă. Deci o săptămână suferi, o lună, două, cinci, deja începi să te obișnuiești, timpul, da? Timpul trece, îți scade intensitatea și începi să accepți. Și de asta zic, iubirea este realmente precum un tic. Eu cred foarte mult în atracția fizică. Cine nu vrea să recunoască lucrul acesta, înseamnă că nu are puterea de a accepta anumite lucruri și vrea să pară altceva. În momentul în care pe tine o persoană te atrage, clar îi vedea șansa să-ți cunoască interiorul, mentalitatea pe care o ai și tot ce vrei tu. De la atracție fizică, practic, acela este drumul spre așa zisea iubire. Foarte mulți oameni confundă iubirea, confundă. Și credeți-mă că iubirea în niciun caz nu înseamnă să devii sclavul partenerului. Mulți confundă iubirea cu obsesie. Ar accepta orice doar ca să nu se despartă de acea persoană. Iubirea nu înseamnă lipsă de respect. Nu confundați iubirea. Din momentul în care iubirea devine o obsesie, acolo clar sunt niște probleme. Iubirea înseamnă libertate, în niciun caz obsesie. Nimeni nu deține pe nimeni. Nimeni nu este proprietatea nimănui. Noi suntem liberi și noi trebuie să inventăm iubirea la modul frumos. Dar consider că este și vina celuilalt partener. De ce? Pentru că profită. Simte că acea persoană a ajuns în acea situație și simte că orice ar face nu va pleca de lângă el. Consider că este mult mai vinovat cel care profită de o persoană care confundă iubirea cu obsesia. Nu poți să te arunci din prima relație să te însori. Este aberant. Și o femeie, puștoaicele, da? Fetele de 18 ani, 19 ani, nu te poți arunca. La vârsta asta te atrag băieța și de cartier, știi, golani, bătăuși, dar eu le garantez lor că la 25 de ani
își vor dori un bărbat serios, un bărbat capabil, cu, cum să zic, cu capul pe umeri, un bărbat romantic, să le aibă pe toate, să fie un bărbat echilibrat. Categoric nu își vor mai dori acel băiețaș de cartier. Și de asta le zic, nu vă mai grăbiți, fraților, lăsați timpul să treacă. Nu e nicio tragedie că te-ai despărțit de X. O să vină atâtea relații și alte momente frumoase și încât este păcat să vă opriți aici. N-am fost educați cum ar trebui să fim, știi, din clasele primare. Părinții întotdeauna au avut o rușine în a vorbi cu copiii despre chestia asta. Este ceva rușinos, cum? Lasă când o să fii mare. Ei ce au făcut? Au ajuns să intre pe internet și să caute și să ajungă la filme XXX, filme porno. Unde în astfel de filme ce găsești acolo? Poftă carnală, brutalitate, nimic din tot ce ar trebui să însemne iubire și dragoste. Ei, și tineretul reflectă și ei fac, n-au nicio vină, dar ei fac fix ce au văzut în acele filme XXX. Și când întâlnesc o fată, fie sunt duri, fie sunt reci, nu și-au dezvoltat. Ei n-au avut partea aceea de mijloc, comunicarea. Pentru că dacă acești copii ar fi fost pregătiți de către părinți să li se vorbească despre dragoste, despre cum să te protejezi sexual, despre sentimente, despre cum să ai bun simț, cum să faci curte unei fete, cum să, știi? Ar fi putut să aibă discernământul acela de a judeca lucrurile, bă, asta e bine, asta nu. Dar când tu nu știi nimic, când părinții au evitat și ai ajuns și ai văzut filme XXX, nu e normal că tu zici, bă, înseamnă că așa se face. Și prima fată pe care ai prins-o, sau gata, cât mai carnal, cât mai nebunește, știi? Și uite așa rămân fete la 13 ani gravide, fac copii, uite așa există mentalitatea aceea, mai ales la fete, că primul bărbat ieșit în cale, acela trebuie și rămas, știi? Adică unul singur am avut, asta înseamnă să fii, când e o greșeală fatală, dacă mă întreb pe mine. În general, oamenii trebuie să rămână într-un echilibru, adică nu e ok să intri într-un magazin, primul tricou pe care l-ai probat, ăla l-ai și luat, gata. Ajungi acasă și vezi că e prea strâmt sau nu te simți bine în el. Trebuie să îl porți, nu mai ai ce să faci, păi l-ai luat. Când eu normal văd că intri într-un magazin și probezi, începi și probezi un tricou mai strâmt, unul mai larg, unul mai mai colorat, și vezi în felul acesta poți da seama în care te simți cel mai bine. După care faci alegerea și îți cumperi tricoul respectiv. Acum nu te duci nici în latura cealaltă să probezi tot magazinul. Trebuie să rămânem în echilibru, să știm să alegem între bine și rău, dar să permitem evoluția. Pentru că dacă tu pui o barieră, vei stagna. Eu acum spun doar cum văd eu iubirea. Trebuie să fie precum carapacea unei broaște țestoase. Broasca țestoasă este femeia, iar carapacea trebuie să fie bărbat. Eu așa văd, mi se pare cel mai bun exemplu. Am ajuns la concluzia asta în ani de zile, pentru că am avut experiențe. Așadar, oameni buni, înțelegeți faptul că nimic nu este fix. La urma urmei, iubirea poate să fie orice vrei tu să însemne. Dacă vrei să însemne tristețe, înseamnă tristețe. Dacă vrei să însemne fericire, iubirea va însemna fericire. Dacă vrei să însemne singurătate, iubirea înseamnă singurătate. Decepție înseamnă decepție, știi? Iubirea, din punctul meu de vedere, înseamnă ceea ce vrea fiecare individ să însemne. Iubirea înseamnă fiecare experiență trăită de un om. Unde ar mai fi iubirea, oameni buni, dacă cu toții am vedea și am avea aceeași definiție asupra iubirii? Nu aici este frumusețea. Nu este frumos faptul că te poți contrazice cu cineva, poți socializa, îți poți expune părerea. De ce? Suntem diferiți. Iubirea este diferită și iubirea este aceea pe care tu ai ales-o să fie. Tu îi dai propria definiție. Ce înseamnă iubirea pentru tine, aceea este importantă și trebuie să pleci de aici, dacă mă întreb pe mine. Mai departe, ține de fiecare. Și nu uita, fiecare like, fiecare share sau coment ajută la un viitor mai bun. Mulțumim frumos!